Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou OK Hai să vedem ce întrebări s-au strâns în săptămâna asta când am fost plecat. Odată că o intrare lui Hunter în locul lui Steph ca șef al echipei creative al WWE, crezi că EW va mai putea fi interesat? Pardon, interesant. Da, pentru că în caz că nu știai, proiectul cu WWE să devină din nou TV-14, adică Roshi's Backdown o să fie 14+, a picat. Rămâne PG. O să fie niște schimbări, dar o să dureze până se face ca lumea. Nu o să ne întoarcem la un EtiTudera sau măcar în să Aggression, dar o să fie mult mai bine. Uh, o să fie probabil WWE cum era prin 2015, cam așa, cu The cu... când se implica Triple H foarte mult. Rămâne de văzut, dar da, AW va rămâne interesant. E merge vreodată la o casă, spital sau biserică părăsită mai departe tine dacă tu nu ai pe acolo ca să faci un vlog șmecher? Ca să părăsiteam, dar sunt astea de, de chirpici de maxim două camere. Spitale părăsite nu știu și cine dreapta abandonează o biserică. Rămâne popa fără bani. Mă rog, e o biserică abandonată în baraj la Dridux, cu fundată cică. Lăsând gluma la o parte. Uh, da, când o să găsesc eu un conac boieresc ceva așa bântuit, atunci o să merg pe acolo. O să fac vlog. Dar momentan n-am nimic în zonă și nici nu cunosc în apropiere. Cum crezi că poți descrie cultura rock? Crezi că oricine poate face parte din ea? Sau doar cei care ascultă rock dintotdeauna? Bă, ca să devii rocker în primul rând trebuie să dai foc la toate icoanele din casă, să devii bețiev, satanist și glumesc. Ca să devii rocker trebuie să-ți placă muzica rock și atât. Unul care, să zicem, a ascultat, popular în manele toată viața și a început să-i placă metalul, foarte bine, poate să se consideri rocker. Deci în momentul în care 50% plus 1 din uh, muzica pe care o asculti tu face parte din acest gen de muzică, înseamnă că cu asta te identifici tu. Dacă asculti 50, peste 50% metal și 20 manele și restul hip-hop, clar ești, uh, da, te poți considera rocker. Nu de astea că dacă n-ai ascultat de mic nu mai poți să devii Astea sunt vrăjeli. Pur și simplu trebuie să-ți placă genul și atâta, nu toate prostiile cu... Nu ești rocker adevărat dacă asculti informațiile populare. rocker adevărat ascultă numai trupele alea de care n au auzit nimeni. Uh, pentru cei care vreți să deveniți roace și vreți să vă integrați în această comunitate, să faceți prieteni roaceri, intrați pe grupuri de Facebook, pe ce, cum mai puteți interacționa între voi, Uh, să vă aștepta să dați și de o grămadă de, de nebuni, pentru că să fiți serios, în fiecare comunitate trebuie să fie și uh, cât câte o oaie neagră pe acolo. Vă zic de experiența mea la festivale, că am mai văzut și oameni retardați, care din păcate erau roaceri de ei. Mei. Când mai faci videoclipuri cu wrestling, n-am uh, WW2 ca 19 în PC, că uh, aia am schimbat Windows-ul, păcat că aveam caracterele create. Aștept să apară jocul de la AEW, pe la o să-l joc pe canal. Ce părere ai despre noul val al pandemiei? Bă, aștept să vină. Îl aștept, am da, 3 doze de vaccin. Am avut simptome undeva prin februarie, cred. Deci, da, pe aștept. Mă simt pregătit. Îi face un episod cu tombola de jocuri cum a făcut Codrin, dar jocurile primite să le dai la giveaway. Uh, nu prea cum să dau jocuri la giveaway dacă le activez ca să le joc eu și chestii de genul cu să deschid cheițe, să încep să iau 10 cheițe la 2 euro, da, am mai făcut din asta prin 2017 când era la modă, acum nu știu, o prinde, nu o prinde, poate o să fac niște de astea, că na, am mai crescut și o pe YouTube și permiți să mai cumpăr și eu câteva cheițe de alea. Ești activ în ultimul timp, ce te motivează să continui? Uh, din cotră, sunt cam inactiv în ultimul timp, pentru că absentez câte o săptămână când mai sunt plecat. Bine, nici chiar o săptămână, dar cel puțin un weekend plus minus două zile, sunt absent. Pur și simplu, face plăcere ceea ce fac, îmi rămâne și mie ceva, interacționez cu voi, râd, mă distrez, mă joc. Mod foarte bun de a-mi petrece timpul liber. Ai de gând să mai faci alte upgrade-uri la setup după ce ți-e placa video, de exemplu, tastatură, birou, monitor, etc. Uh, primul lucru o să fie după placa video, monitor neapărat. Mi-a arătat cineva că există braț de, micro, de microfon de, de monitoare. Un suport de monitoare pe care nu-l pui pe perete, îl pui pe birou. Cum îți prinzi în microfon așa poți să prinzi două monitoare. O să-mi iau unul din ăla când o să am două monitoare, că mi-ar fi util, nu știu, dacă aș avea loc pe birou. Birou momentan nu o să-l schimb pentru că n-am un plan asta. Ce mai zis aici? Uh tastatura, când o să mă las eu o să schimb, că doar asta mai rămas din kitul de gaming de la Miria, să nu vă cumpărați Miria, că nu e bun de nimic. Bă, rog, mai am maus pe care ăla e bun. Când o să mai ajungă birou ăsta, o să-l schimb, dar momentan e suficient, adică îmi fac treaba cu el. Salut, toți ce mai face Husky? Ia afară, stă la umbră sub un copac. De cât tip îți lași părul să crească așa lung? Din uh... Ianuarie 2018, atunci m-am ras cu, m-am ras, m-am luat cu mașina cu un număr peste tot și de atunci nu m-am mai dus. Ce mi-l mai au pe ceafă sau la perciuri și mai scurtez barba în părți uneori. Ce mănânci dimineața de obicei? Cred că în 2077 o să fie exact ca în Cyberpunk jocul, o să fie mai rău. Deci dacă E, nu știu dacă ați văzut, de rău videoclipuri care se făcea mișto de NPC-urile din, uh, din Cyberpunk. Ajunge să la un moment dat să fie considerate NPC-urile din Cyberpunk mai proaste decât gândacii din Half-Life 1. Este vreo 20 de diferență între cele două jocuri. Cam nasol. Dar ce îmi pare mie rău e că dacă mai apucăm noi 2077 nu încălzirea globală până atunci... Uh, o să avem oameni pe stradă care chiar vor avea un comportament asemănător NPC-urilor de acolo sau poate chiar mai rău. Văd pe internet acum din păcate știi da e bine ai drepturi la libertate dar unii nu, unii nu le merită. Și asta e nasul la internet că dacă unul prost. Începe să și facă el un pic de public începe să primească dreptate de la 2-3 își face imediat ditambai comunitatea și toate prostiile lui ajung să fie băgate în capul altora mai proști ca el, dar ei se consideră deștepți că, vezi, domne, ce fac eu, va schimba planeta, părerea mea este cea mai importantă, sunt net superior altora doar pentru că eu fac chestia asta diferită de alții, sunt diferit, sunt o rasă superioară. Nu bat apropo aici, dar... Din păcate, nu doar că față de acum 20 de ani, când erai prost doar vecinii tăi și rudele știau asta și acum știe toată lumea ca internet, îi poți prosti și pe alții acum. Trist. În loc să fie total invers, să deșteptățim lumea, parcă mai mult se adună. Asta e, nu-i putem educa pe Gigel sau pe Barcel care fac live pe TikTok rupți de bez pe manele. Dar din păcate și copiilor tin să se mene cu ei. Sau alții se iau după ei și tot așa. Trist, foarte trist. Vei face pe viitor un live când gătești mâncare? Da, o să fac când am ocazie un cooking vlog. Am un, un proiect. Nu vă zic mai mult. Mă rog, mai aveam niște proiecte, dar și când m-am gândit la ele, când am dat spoilere, au dus dracu. Dar am în plan să fac și eu un cooking vlog să văd cum e. Unde vrei să lucrezi în viitor? La un atelier de jucării sexuale. De unde te-ai gândit să ne spui tovarăș? Adică de ce nu spui amii sau prieteni? Uh, Termenul de tovarăși consider că este mai mare în grad față de... Gândește-te și tu cum sună. Ăsta mi-e am un amic, ăsta mi-e am un prieten, ăsta mi-e un tovarăș. Adică ceva mai apropiat, o un frăț un frățire așa... E o legătură mai puternică. Plus că îmi place să fac mișto de chestiile astea cum a fost uh, mai de mult comunism în România și ne ziceam uh, tovarăși. Și oarecum de chestia asta ca aici la țară lumea e nostalgică pe comunism și m-a gândit, bă, merge chestia asta cu tovarăși. E cu dublu sens. Ce sfaturi ai pentru cei care intră în a 8 a 9 Am făcut niște clipuri cu story dar... Uh, spatul meu sau sfaturile mele ar fi următoarele. Deci pentru cei care intrați în opta, încercați să nu băgați în seamă tot ce vă zic alții mai mari în jurul vostru, că o să auziți cu, o să ajungi la liceu agricol, trezește-te că dacă nu iei 12 la matematică, o să ajungi să mături pe străzi și încercați să faceți față la presiunea pe care... O veți simți din partea părinților, profesorilor și acelor prieteni de familie ai părinților voștri pe care voi nu-i suportați sub nicio formă. Și să mergeți și la ce licee vreți voi. Că adică dacă voi vreți să mergeți la arte, că e ușor, mergeți acolo, nu vă mai luați după ai voștri. Că ai voștri vor, cum să spun, vă vor doar o, vers o versiune mai peste eroiză așa. Adică dacă, de exemplu, unul dintre părinții voștri a făcut științele naturii, pe voi vă vor direct la mateinfo și cred că vă vor o variantă mult mai de succes a lor, care nu mi se pare prea mișto. Lasă-vă copilul să meargă unde vrea el, că e viitorul lui, nu altul. Tu o să te duci o să rămână el. Ce, vrei să ajungă săracul să aibă o carieră pe care nu și-o dorește, să-i strigi viitorul? Lasă-vă copilul să ducă unde vrea. Pe cei care este a noua. Aveți mare grijă că o să aveți parte de foarte multe anturaje, mai ales dacă veniți de la oraș, de la țară la oraș. Că o să fie o schimbare pentru voi, mă rog, depinde unde veniți. Dacă veniți din județul Ilfov în București, nu o să fie mari diferență, că na, București, Ilfo, sunt aceiași oameni. Dar dacă să zicem veniți de la Băscăuții, din deal la Cluj, sau la Iași, sau într-un oraș mare în Ploiești, de la Dodapilii, Alte exemple nu pot să dau, nu trec prin cap. Ideea e că dacă treci de la un sat amără la un oraș mare, o să aveți parte de multe anturaje în jurul vostru. Cum băut, drogat, prostii din astea. Evitați-le. Voi cele care o să fiți boboace, nu vă băgați pe ăștia mari. Și vedeți că mulți vor doar să vă babardească și atât. Deci dacă vine unul de-a 12 -a la tine, dacă ești fată și vine unul de-a 12 -a, și te ia că ești foarte frumos sau așa, el vrea doar să ți-o tragă și atât nu vrea relație cu tine. Sau e pedofil, viitor pedofil, cine știe. Fiți mai, mai defensiv, un pic așa, mai preventivi cu anturajele la început așa de clasa noua. Aveți grijă cu cine vă împrieteniți să nu, a, să nu vă dea niște influențe în așpa. Ce rost să trăim dacă toți vom ajunge în sicriu mai devreme sau mai târziu? Te distrezi pe moment. E și proverbul ăla în latină, carpe diem, nu cârpe sau capre. Bă, bucură-te de fiecare clipă, cel mai bine. Nu trăi în trecut. Și când zic asta mă refer la, chesti, la necazuri. Uită de necazurile pe care le-ai avut. Deci, dacă știu să-ți aduci aminte doar de chestiile frumoase dacă ai avut, și bucură-te de fiecare zi de parcă ar fi ultima. Nu mă refer în ideea să plângi, că știi că mâine mori. Mă refer că ești tânăr, ai ocazie să pleci pe undeva, pleacă. Du-te, plimbă-te, cunoaște oameni noi. Uh, că după aia nu o să mai avem timp și nu ne mai arde nimic după. Trebuie să vă bucurați de fiecare clipă. Dacă ajungeți la bătrânețe, Bucurați-vă și voi cum puteți, cât de mult puteți de fiecare zi. Faceți cât un lucru diferit. Nu lăsați să vă treacă viața atât de repede fără să ziceți după aia la bătrânețe că mai aveți un pic de trei să ziceți bă, ai că am, făcut, am avut o pe viață. Kilostanga tanga sau de tablă? Tanga că e de tablă ruginesc. Ce părere ai de romi? Bă, am vecini, am uh, oameni în anturaj, am prieteni de familie. Poși colegi care mă înțeleg foarte bine da găsești în această categorie niște și godii de oameni niște scârbe cum găsești de altfel și la români și la albi și la albaștri și la verzi și la strumf, și la extraterestri, și la toți. Nu vă luați uh, nu discriminați un om pentru culoarea pielii discriminați-l pentru educația sa în ideea în care dacă este. Pur și simplu, needucat cu tupeu, da, nu-l băga în seamă, ignoră-l. Dar dacă pur și simplu doar are altă culoare la piele și în rest se comportă normal cu toată lumea, ce e rău în asta? Adică ieri am fost în București și am vorbit cu un african. O Acum vreo două săptămâni am vorbit cu o arăboaică. Mă a întrebat de ce nu e apă caldă. N-am... Breține, ține da să zic străine are altă culoare la piele astea-s prostii Idee nivelul de educație pe care l-are fiecare după ala se orientez nu, nu după culoarea pielii Cam acesta a fost și Q&A-ul eu, eu probabil în acest moment sunt plecat la uh, Câmpul lung la Posada Rock Festival sau cum dracului se numește că mereu wait Așa că urmăriți-mă pe Instagram să aveți acolo Nu cu ce mai fac eu probabil uh, Deja sunt în drum spre casă sau poate abia cum am plecat văd în ce zi o să postez videoclipul. Cei care sunt membri, văd acest videoclip cu aproximativ o săptămână înaintea celorlalți. Și dacă vă alăturați canalului veți ajunge pe un grup de WhatsApp unde vorbim între noi și... Ținem o legătură mai strânsă, vă mai dau diferite spoilere și... Da, ținem o legătură mai strânsă, vom fi prieteni pe interes. Bun, cam atât dacă întrebarea ta n-a fost... Uh citită, nu s-a răspuns la ea, înseamnă că ori a fost o întrebare inutilă sau n-am putut să profit de ea să fac o glumă sau am mai răspuns la ea de o grămadă de ori. Ai înțeles ideea. Hai! Ceau les tuturor și nu uitați un lucru, că tot e finalul lui august, începutul lui septembrie. Începe școala, Începe școala. nu mă mai plim de dimineață până seara, s-a dus și vara și hoinărea la